Când s-a întâmplat? Azi noapte, jur de 1-2. Hai. Ce are la gură? De ce ține gura așa? Dacă nu-l prindem acum, pleacă din țară și îl pierdem definitiv. Bună ziua, boieri dumneavoastră! Propun să schimbăm echipa, șeful, cu niște polițiști care îl cunosc pe Narcis. Costi Drăghici, probleme disciplinare. Mergi odată și godie! Alex Șerban. Ăsta nu e ăla care i-a furat radarul când dormea în mașină? Și pe Leontin Dumitru, campion la băut săniuță prin pâine de când cu nevastă sa. Dar văd că nu duci chiar așa de rău. Dacă tu vrei să te rești la cap cu o brigadă de incompetenți, tu răspunzi. Nu să bem pentru băieți deștepți. Am zis că o lasă în viață pe fiica ta, nu pe tine. Narcis e pregătit să dea o ultimă lovitură. 200 de kilograme de cocaină. Știu pe cineva care ar putea fi deranjat de prezența lui. O găsiți acolo unde noaptea se îmbină cu ziua. Lara Levente? Cine întreabă? Băi, băieți! Cred că m-am îndrăgostit. Ce n-aș da să înșur domnișoara de aia? Mai pe mine mă înșer. N-am unde să fug, mă vede țiganii. Vreo problemă? Ana are 5 mere. Dacă îi dă 2 mere lui Ion, câte mere are Ana? Folosește-ți capul. Peste 5 zile mută Marfa din depozit. Dacă prinde Marfa, îl prindem și pe Narcis. Hai că avem treabă de făcut. După ce că-s mafiozi, nici măcar nu-s punctuali. Sunt polițist că a venit să vorbiți. E adevărat. Trimite un mesaj lui Paulica. Am înțeles. Neața, Paulica! Nu mă simt deloc în siguranță aici. Narcis are oameni peste tot. Ziceai că poți să mă ajuți să-l mus pe fratele meu în altă parte? Dacă mă ajuți și tu cu ceva, se rezolvă. Eu înțeleg că ți la ea. Dar și ea și frasul ne-au dat doar bătăi de cap. Te grăbești undeva? Ce nu suporte pe lumea? Trădarea. Mai ales că vine la persoana apropiată. Narcis, a răpit-o pe Maia. Ce faceți mai aici? Problema ta e și problema noastră. În genunchi! Mâinile la ceapă! Ai pus sulică că e rândul nostru să te alergăm.